Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea să citesc un singur verset din Iacov, capitolul 4. Apoi grupul de închinare va merge la loc, cu toții veți reocupa locurile. Și vom rămâne înaintea Domnului într-o atitudine de pietate să ascultăm cuvântul pentru restul timpului care ne stă la dispoziție din cadrul serviciului divin din această seară. Iacov 4 cu 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului. Și el va fugi de la voi. Amin. Până aici cuvântul stăpânului, reocupați-vă locurile. Mulțumim închinătorilor. Mulțumim cântăreților, formațiilor, tuturor celor care slujesc Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea inimă bună. Suntem bucuroși, frați și surori, de o nouă experiență cu Dumnezeu și cu Sfinții. Acestea ne îmbogățesc și ne pregătesc sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu. Este minunat să stăm înaintea Domnului, alături de nevestele noastre și de copiii noștri. Așa a stat Israel o odinioară. Așa au trecut generație după generație, oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu. Astăzi toți sunt în așteptare. Și într-o zi o trâmbiță va suna. Și toți vor fi adunați de la o margine a Pământului până la cealaltă. Din apă sau din pământ. Toți vor fi puși într-o stare de slavă în fața stăpânului. Trebuie să plătești prețul pentru onoarea acelui moment, pentru solemnitatea acelui timp fără de sfârșit. Uită-te la lucrul acesta cu băgare de seamă pentru că Dumnezeu a îngăduit să te faci adult, să ai experiențe care să-ți deschidă ochii asupra nimicurilor după care ai umblat o vreme și să devii serios cu prioritățile pe care le ai și cu valorile pe care le ai. Să te temi de Domnul într-un mod responsabil, învățând din alunecările trecutului, să devii aspru cu dumneata și să ai o atitudine pedagogică față de membrii casei dumitale. Pentru că atunci când va suna trompeta cu cei pe care i-ai hrănit o viață de om, cu tovarășul de viață alături de care ai plâns și te-ai bucurat, să mergi ca porumbei înspre porumbarul ceresc și gata cu cancerul, Gata cu morghiciurile pe care nu le mai poți plăti, gata cu bătrânețea care te pune jos, gata cu toate. Și începe timpul care nu se va mai sfârși niciodată. Aceasta este speranța care ne umple sufletul. Pentru asta suntem aici. Nu suntem aici pentru că suntem slabi, nu suntem aici pentru că am fost născuți din părinți penticostali, suntem aici ca un rezultat al propriilor noastre alegeri. Suntem aici la inițiativa noastră. Suntem aici pentru că vrem să fim aici. Suntem aici pentru că nu vrem să fim în altă parte. Vrem să fim cu Isus, binefăcătorul sufletelor noastre. El nu ne disprețuiește. El nu râde de noi. El nu ne bat jocorește. El nu ne vorbește de rău în spate. El nu glumește cu noi. În sensul că nu-și bate joc de noi. El ne iubește. Oamenii vor veni la El pentru că El ascultă rugăciunile oamenilor și pentru că îi binecuvintează. Priviți oamenii cu părul alb, oameni care au trecut de 70, de 80 de ani. De ce sunt ei aici? Sunt aici pentru că au în urmă o experiență cu Domnul. Cu Domnul acesta și-au crescut copiii și nepoții. Cu Domnul acesta au trecut prin foc și apă. Cu domnul acesta au mers și s-au întors de la spital ca să continue să-și crească copiii și să-și vegheze familia. Cu domnul acesta s-au ridicat când necazurile vieții i-au trântit la pământ. De aceea continuă să-l urmeze pe acest domn. Este singura perspectivă care funcționează. Vă binecuvintez pentru că sunteți aici și vă fericesc. Să vă țină Dumnezeu în harul lui. Să ne țină Dumnezeu în harul lui. În seara asta, scumpii mei, Privind la textul pe care l-am citit din Iacov, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolul și el va fugi de la voi, m-am gândit să vă spun un cuvânt în urma acestei perioade când lucrătorii bisericii noastre au ajuns mai rar la Amvon, dat fiind faptul că perioada Convenției a adus o abundență de lucrători din România, în mod special în contextul uh, comunității noastre, și pentru noi a fost o cinste să le oferim locul ca ei să slujească pe Domnul. Am făcut și noi asta. Și într-o oarecare măsură au făcut-o și formațiile. Și pentru noi este o cinste să procedăm așa. Cine nu are înțelegerea aceasta are nevoie să se pocăiască. În seara aceasta, pentru că avem timpul acesta împreună, aș vrea să vorbesc despre disciplina personală. Nu vreau să vorbesc despre o disciplină pe care o manifestă părinții, nici despre o disciplină pe care o manifestă Comitetul nici despre o disciplină pe care o manifestă o autoritate omenească. Nu vreau să vorbesc despre asta deloc. Vreau să vorbesc despre o disciplină personală, despre o disciplină care este inițiată de propria conștiință. Lucrul acesta este o mare minune. Să fii credincios presupune să fii religios. Să fii un ucenic al Domnului presupune să fii un om disciplinat pentru ca să ajungi asemenea celui care este modelul? Nu eu sunt modelul. Modelul este Hristos. Pavel spunea călcați pe urmele fiindcă, mele, fiindcă eu calc pe urmele lui, însă el este adevăratul model și exemplul. Oamenii sunt modele, dar modelele lor nu sunt desăvârșite, ale niciunui om. Că noi vedem pe unul mai bun și pe altul mai puțin bun, aia este subiectivismul uman. Părinții noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Pastorii noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Liderii noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Cel mai bun lider din bisericile noastre nu este desăvârșit. E doar un model. Însă singurul model desăvârșit este Hristos Domnul. Lăudat să fie numele Lui. El spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, unul, să se lepede de sine. Asta înseamnă disciplină solemnă să renunți tu la tine să renunți tu la dorințele tale să îți dai dreptul de a te conduce să ți dai dreptul de a apăsa pe accelerație, pe frână, de a da semnal sau a lua viraj la stânga sau la dreapta și să pui toate aceste lucruri în mâna altuia să spui viața în mâna lui să faci doar ce ți spune el și să te duci acolo unde te conduce el chiar dacă uneori ți se pare că direcția este greșită sau că prea devreme îți cere sau că prea târziu îți cere să te duci în acolo, într-acolo. Este destul de complicat. Noi oamenii vrem să ne conducem singuri. Disciplina este de mai multe feluri. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, Scriptura ne spune că disciplina este constructivă, corectivă și punitivă. Uitați-vă în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde Biblia spune, toată scriptura. Am spus în această seară că nu vorbesc despre o disciplină pe care cineva o impune asupra noastră, constrângându-ne să, ci vorbesc despre o disciplină care este inițiată de propria conștiință sub influența scripturilor. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, conștiința primește direcția scripturii, a cuvintelor ieșite din gura Domnului. Și omul se corectează. Și scriptura spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și următoarele cuvinte. Și toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să, 1, să învețe. Aceasta este disciplina constructivă. Rolul scripturii este să învețe să modeleze, să îndrume, să instruiască, să construiască un anumit tip de om, un om specific împărăției cerești, un cetățean care aparține unui model divin. Rolul Scripturii este să lumineze conștiința și nu constrâns de părinți, nu constrâns de comitetul bisericii, nu constrâns de privirea aspra a păstorului și a lui care se mișcă discret să-l vezi, să te oprești odată să nu mai vorbești. Ci conștiința ta îți spune așa, am intrat în fața lui Isus. El este regele Universului, eu îl ador, El e Dumnezeul meu. Eu renunț de bunăvoie voie, două ore, nu folosesc celularul, nu vorbesc cu cel de lângă mine, nu mă gândesc nicăieri, ci pur și simplu mă concentrez la prezența Lui când am intrat în sanctuar, l-am luat, l-am rugat să vină aici. Nu-mi pot permite să fiu așa de neserios, încât el să se țină de cuvânt și să vină, iar eu să bat jocoresc onoarea care mi s-a făcut să fiu ascultat când l-am rugat să vină, comportându-mă față de el ca față de un om. Nu-mi pot permite să fac asta. Voi sta în fața lui, inclusiv din punct de vedere fizic, într-o atitudine de pioșenie, îmi voi ține gândurile în fața Lui. Scriptura orice, spune orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Ați văzut poliția când vine și pune cătușele pe mâinile cuiva? Există acolo forță, autoritate, chiar constrângere. Scriptura spune orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Asta înseamnă disciplină. Asta nu se face glumind. Nici jucându-te, nici vorbind, asta se face acceptând faptul că El este aici și conștiința se raportează la prezența Lui. Conștiința se raportează la prezența Lui, de aceea credința în Dumnezeu este o problemă pur personală. Absolut personală. Nu ai ce să le faci. Ce o a încercat cu bota. A dezvoltat un sistem de securitate și din comun. Ce a făcut din noi, nimic! am evadat, n-a putut să ne oblige. În mod public îi cântam, dar în inimile noastre exista tendința de ură. Hristos vrea să ne lumineze conștiința și să construiască în noi un om care nu are nevoie să fie chemat la comitet. Nici nu are nevoie când se termină biserica să merg eu la el și să-i spun în biserica noastră, se poartă bijuterii. Se poartă inelul acesta, dar el nu e bijuterie, ci el este un simbol al faptului că ești căsătorit. E un semn, un semn al legământului. E o verighetă care demonstrează că ești căsătorit, dacă nu ești căsătorit, nu o poți purta, că minți. De asemenea, dacă ai un inel de logodnă, ai inelul pentru că ești logodit. Nu poți purta inelul fără să fii logodit. Și pot să vorbesc despre piesele vestimentare, pot să vorbesc despre atitudini, pot să vorbesc despre multe lucruri care sunt un produs al propriei conștiințe. Oricât te-ai uitat la cineva care vorbește tot programul, te poate sfida și continuă. Dacă în mintea lui nu-i lumină, nu-l poți constrânge. E acolo pe bancă și face ce vrea. Te uiți la el și te gândești cât întuneric, Doamne, câtă blasfemie, la adresa ta, în timp ce ne-ai onorat să vii aici crezând că noi vorbim serios când te chemăm să vii. Scriptura este de folos să învețe, să instruiască, să construiască un anumit tip de om. Ce fel de om ești? Sunt omul lui Dumnezeu. Ce fel de om ești? Sunt omul construit de influența Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de El. Este dată de El. Și are rolul să construiască un anumit om, om născut din nou, om sfânt, om dedicat, om angajat pentru Dumnezeu. Aceasta este disciplina constructivă. Atunci când omul nu acceptă disciplina constructivă, urmează următoarea expresie: să învețe și să mustre. Omul care nu se lasă învățat, el crede că scapă, dar știți ce se întâmplă cu omul când nu se lasă învățat? învățătorul vine la el și nu-l mai învață. Acum îl mustră și îi spune, nu ți-e rușine tu singur dintre toți să te faci mai cu și să te comporți așa? Și atunci el se supără că îl confrunți. Dar ce ai putea să-i să faci? Să-l lași să-și facă de cap și să fie un exemplu negativ pentru toată clasa? Bineînțeles că nu, ăla e un învățător slab. Toată scriptura... Este de folos să învețe. Rolul lui Dumnezeu nu este să ne mustre. Rolul lui Dumnezeu este să ne învețe. Este disciplina constructivă care formează un anumit, o anumită conștiință și datorită conștiinței nu înjuri, datorită conștiinței nu minți, datorită conștiinței nu faci o grămadă de lucruri care știi văzându-te stăpânul se întristează. Nu are nicio importanță dacă te vede tata, mama sau pastorul. Ei sunt doar niște reprezentanți umani ai autorității cerești. Dar de Dumnezeu te temi. Pastorul nu e un baubau, nici părinții. Este disciplina constructivă. Creștinul născut din nou lasă scriptura să-l influențeze și nu mai are nevoie să fie chemat la comitet, să fie mustrat. De pastor, de părinți, de un bătrân al bisericii, de o persoană adultă. Ieri eram pe holul unei biserici și vorbeam cu cineva. Se terminase serviciul divin și, în timp ce mă uitam la telefon să verific când pleacă avionul să vină acasă, au trecut pe lângă mine doi copii și așa de tare m-au lovit încât mi-au zburat telefonul cât colo. Mă gândeam, o să mai am cu ce să sun pe Carmen să-i spun că am plecat spre casă? S-au dus glonți și aceștia sunt copii crescuți la școala duminicală, în biserică, în casele fraților. Disciplina nu trebuie confundată cu religiozitatea. Religiozitatea se impune, dar disciplina este inițiativa propriei conștiințe care se lasă influențată de cer. Scriptura are rolul să construiască o disciplină și nu mai e nevoie de nuia, nu mai e nevoie de comitet, de proces verbal, de punere deoparte, de oprire de la cină, nu mai e nevoie de excludere, nu mai e nevoie de nimic, pentru că este conștiința care ține loc de tot. Prima formă de disciplină este disciplina constructivă. A doua însă, dacă nu funcționează, omul e neascultător, e rău, voitor este împotrivitor, sfidează autoritatea, se revoltă împotriva autorității, atunci Scriptura spune să învețe, virgulă, să mustre. Vine atitudinea de corectare, dar atitudinea de corectare se face prin confruntare. Vino cu acea, te rog frumos, explică -mi. de ce ai făcut așa? Noi avem impresia că a confrunta pe cineva este o dovadă de duritate. Și spune, păi noi suntem în America, noi nu, trebuie confrun... noi, nu, noi nu putem fi confruntați. Păi, dragul meu, când treci pe roșu, de ce nu-i spui și polițistului că nu are dreptul să te confrunte? Când te duci la locul de parcare de la damini și nu-ți mai găsești mașina, de ce nu te duci la ăla cu toingu să-l dai în judecată, întrebându-l cum și-a permis să facă asta? Libertate nu înseamnă absența regulilor, ci înseamnă că nu poliția te va obliga să le respecti și singur vei alege să le respecti, fără să ajungi la încălcarea, încălcarea lor pentru ca să fie folosită corectarea, mustrarea, confruntarea. Confruntarea conduce la îndreptarea celui care nu vrea să se îndrepte singur. Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne conducem singur viața să nu existe inteligenți care să ne corecteze, adică forme de autoritate. De ce să mă cheme pe mine pastorul să-mi spună la biserică, dragul meu, așa trebuie să te îmbraci, așa trebuie să te porți, participă financiar și tu cu cât poți, e între tine și Dumnezeu, eu nu te întreb cât salariu ai, între tine și Dumnezeu. Dar gândește-te că costă bani lumina aceea care te luminează, că altfel te ținem în întuneric. Și căldura, și curentul, și proiectele, și toate. Dar aceasta e o problemă a conștiinței. Dacă nu funcționează conștiința, învață, Scriptura învață, urmează mustrarea. Dar asta nu e valabilă numai pe pământ cu poliția, e valabilă și în lucrurile spirituale cu Dumnezeu. Scriptura, dacă nu rezolvă problema cu omul prin învățare, construindu-i conștiința, atunci rezolvă problema prin mustrare, corectându-l. Dar nu mai corectează de bunăvoie, ci îl corectează prin constrângere. E chemat de o formă de autoritate și e confruntat. Explică-ne și nouă de ce dumneata crezi că ești o excepție în toată adunarea. Ce fel de poliție ar fi aceea care i-ar fi rușine să oprească un șofer și să-l confrunte pentru că a trecut pe roșu? Ce fel de poliție ar fi aceea? Știi unde am ajunge cu America? Cum e în Zimbabwe? Pe trotuar, pe stradă, pe sus, pe jos, fiecare pe unde poate. Să nu zic în România, Disciplina personală este în primul rând constructivă, scriptura învață în situația în care are pe cine. Doi, scriptura mustră, asta scrie cuvântul lui Dumnezeu. A doua formă de disciplină spirituală pe lângă cea constructivă e cea corectivă, corectivă, corectează, retușează. Dacă ceva nu-i bine pus, îl, îl așează să fie la linie, la cumpănă. La boc. Și scriptura continuă. Să îndrepte. Dar cuvântul folosit aici pentru îndreptare este să-l frângă. Să-l frângă. Asta se numește disciplina punitivă. Adică pedepsitoare. Dumnezeu ți s-a adresat conștiinței cu blândețe. Te-a învățat într-un context de liniște, de confort. Și ți-a dat posibilitatea pentru că te respectă, te-a făcut ca pe el. Ți-a dat posibilitatea singur să-ți creezi o conștiință și nu poliția să spună Hei, n-ai voie să stai acolo că e rezervat pentru alte altă categorie de oameni. Și de bună voie să ales să nu stai acolo că legile au fost date să fie respectate. Dar noi suntem viteji și intrăm în conflict cu cel care reprezintă legea spunându-i Dar tu cine ești mă? Și atunci Scriptura mustră. Și mustrarea este o formă de corectare, dar fină. În momentul în care nici mustrarea nu face sens, vine frângerea, îndreaptă. N-are încotro. Mustrarea este, hei, hei, forma de disciplină punitivă. De câte ori nu le-ați spus copiilor, ia vină încoace. Mă, n ți-am spus o dată, ți-am spus de două, ți-am spus de trei. Vină un pic încoace acum. Nu că ți-a venit rândul. L-am învățat toată copilăria. L-am mai mustrat, dar am trecut măsura. Și acum metoda punitivă. Vino cu aici. Pedeapsa. Folosim pedeapsa. Sigur, în funcție de contextul în care ne aflăm, să nu intrăm în amănunte. Dar e nevoie de nuia. Păi ce spune Scriptura? Nuiaua e punitivă, e pedepsitoare, dar se poate fără ea. Nu, nu se poate. Noi știm bine că avem nevoie de nuia. Și toți oamenii care sunt înțelepți, cu o înțelepciune de sus, spun așa: îți mulțumim că ne-ai pedepsit atunci când ni se părea că suntem buni, în timp ce eram foarte răi. Îți mulțumim că prin pedepsă ne-ai ajutat să învățăm ce n-am vrut să învățăm constructiv și nici măcar corectiv. Și a fost nevoie punitiv să învățăm, Doamne. Frații mei, Scriptura are rolul acesta, în primul rând, să, constru să construiască. Și dacă omul nu vrea să construiască, ci el dărâmă, el dărâmă tot. Nu ați observat că, în general, copiii dărâmă? A dărâma este monopolul imaturilor. Este monopolul mediocrilor. Copiii nu știu să construiască. Ei tot timpul strică. Mama se duce și pune la loc ceea ce au dărâmat ei, și ei din nou se duc și trag așa cu mânițele și îl pun jos. Pe tot ce pun mâna, îl trag jos. Cei care aveți copii mai mult de un an până pe la vreo 5 ani, mai aveți ceva ce se poate trage de pe mese? Nici de cum, toate le-ați luat și le-ați încuiat pentru 5 ani într-un dulap. Zâmbiți cu subînțeles. Scriptura învață, mustră și pedepsește. De ce trebuie să ajungem noi să fim pedepsiți de Domnul? Biblia ne spune în Iacov 4 cu 7, 4 ,7 supuneți-vă lui Dumnezeu. A te supune înseamnă a intra de bunăvoie sub autoritatea lui Dumnezeu. Este prima formă de disciplină, cea inițiată de mine. Nu mă constrânge Dumnezeu, nu e mustrătoare, adică corectivă sau punitivă, ci este cea constructivă. De bunăvoie mă așez sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar dacă nu vreau să mă așez de bunăvoie sub autoritatea lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu cu Lucifer când a ieșit de sub autoritatea lui? L-a aruncat în văzduh. Și ce a făcut cu a treia parte dintre îngeri care i-a urmat instigarea? I-a aruncat în adânc. Ce fel de metodă a fost aceasta a lui Dumnezeu? Punitivă, evident. Dar de ce a folosit metoda punitivă? Pentru că cei învățați, îngerii, Lucifer, s-au răzvrătit. Dumnezeu nu i-a lăsat să creeze haos în Univers. I-a pus la punct. Nu este deloc confortabil să pui pe cineva la punct. Uneori chiar îți pare rău că l-ai urechea pe atare pe micuțul, dar îi prinde bine pentru că și -a, prea și-a luat un cap. Nici nu mai știai bine cine e tata și cine e copilul dintre ei doi. Privind în Scriptură, în mod deosebit în Matei, în capitolul 5, întâlnim foarte multe forme de disciplină. Ele toate sunt disciplină constructivă. În seara aceasta o să vorbesc despre câteva forme de disciplină constructivă prima dintre ele unde Scriptura învață, iar dacă vom cădea la examenul acesta, nu eu, ci Dumnezeu se va ocupa de următoarele două probleme, adică corectivă și punitivă. El are autoritatea să facă asta, că este stăpânul sufletelor noastre. Și aici Scriptura spune, „Or și cine se mânie pe fratele său. Este un aspect de disciplină. Ori și cine se mânie pe fratele său. Avem aici pe exponentul furios, adică pe omul furios, reprezentantul categoriei furioșilor. Omul ăsta este furios. Dacă se grăbește și culoarea semaforului este roșie, el se enervează. Dacă cineva vrând să iasă de pe expres și fiind neglijent, ieșind în ultimul timp și băgându-se în fața lui, el în loc să-l înțeleagă că și lui s-a întâmplat de 2000 de ori în viață, se lipește de celălalt să nu-l lase pe bietul să iasă. Dar practic nu plătim noi ieșirea lui, nu iese cu mașina noastră, iese cu mașina lui să-l lăsăm să se ducă. Dar furia e furie. Și Scriptura spune următorul lucru. Ori și cine se mânie pe fratele său, se întâmplă să ne mâniem pe fratele nostru? Mânia poate fi verbalizată, poate fi manifestată sau nu? uneori mai bine să o manifestăm, că ne-am răcorit și gata, decât să o ținem ascunsă și de-a lungul la 50 de ani ajunge la performanța să urâm pe cineva și poate nici el să nu știe că îl urâm. Disciplina furiei. Aceasta este o formă de păcat foarte ascunsă. Și nouă ni se pare că așa e firea unora. Aveți dreptate, așa e firea unora, firea asta e firească. Cine poate corecta pe furios pe mânios, pe nervos, pe acela care în primele cinci minute, dacă ieși în față, te lovește. Sau te înjură. Sau cine știe ce-ți mai arată. Cine îl poate corecta? Nimeni. Mai bine îi spui, dă-te la o parte, lasă-l cinci minute că îi trece. Da, așa arată un om credincios. Evident nu. Dar de ce are o furie care îl transformă într-o persoană de genul acesta? Cum e omul ăsta ca soț? Să nu intrăm în amănunte. Cum e omul ăsta ca soție? Cum e omul ăsta ca lider? Cum e omul ăsta ca și angajat? Cum e? Cum e omul ăsta ca și frate în biserică? Cum e? Toate lucrurile trebuie organizate în funcție de gusturile lui. Că altfel se înfurie. O mie de oameni n-au dreptul la gust. Disciplina furiei. Noi avem anumite automatisme comportamentale create, cum l-am avut eu de dimineață cu Marian Avram, Marian uh, Vlad. Avem automatisme și dacă furia a devenit un automatism comportamental, credeți-mă că doi ani este puțin ca să te dezvezi de ea. Oamenii furioși fac o grămadă de lucruri rele în timpul furiei lor. Și Scriptura spune, ori și cine se mânie pe fratele său, citiți ce urmează și nu o să vă placă. Disciplina furiei. Gândiți-vă în această seară, frați și surori, dacă nu cumva mergând spre cer, bucuroși că mergeți bine, sunteți în categoria celor care ar trebui să abordeze o disciplina furiei lor. Biblia continuă. Oricine va zice fratelui său, prostule, disciplina cuvintelor. Aceasta poate este cea mai frecventă nevoie de disciplină. Disciplina cuvintelor. Dacă ne uităm la disciplina furiei, îl vedem pe Cain. Știți pe cine l-a omorât? Pe propriul lui frate. Atât de furios a fost, încă nu s-a putut abține să-i dea în cap și să-l omoare. Disciplina cuvintelor. Vă aduceți aminte ce au răspuns familia Anania și Safira când au fost întrebați? Cu atâția bani ați vândut moșioara? Au folosit cuvântul ca să spună un neadevăr. Și au spus, da, cu atâția. Și atunci Petru a rostit sentința. A fost o sentință punitivă. Ei au fost învățați, dar nu au vrut să construiască conștiința. Ei au fost probabil mustrați de-a lungul vieții, că eu mă gândesc că a fost un obicei, dar nu au vrut să se corecteze. Și atunci a venit pedeapsa lui Dumnezeu și i-a scos cu picioarele înainte din casă. Credeți dumneavoastră că nu se repetă istoria? Da, da. Disciplina furiei, disciplina cuvintelor grele spuse la nervi, crezând că ai dreptul să te comporți oricum că te-ai enervat. Dar cine te-a pus să te enervezi? Trei, ori și cine se uită la o femeie, disciplina privirilor păcătoase. Aduceți-vă aminte de David. Eu spun numai despre identificarea problemei, dar nu și despre consecință. Ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească și curvit cu ea în inima lui. Toate acestea sunt în predica Domnului de pe munte. Toate vorbesc despre, despre disciplină, spunând: oricine își permite să treacă dincolo de disciplina constructivă va fi mustrat sau pedepsit. A fost pedepsit Cain? Da. Anania și Safira? Da. David? Da. Frați și surori, înțelegeți că este o mare oportunitate să fim înaintea lui Dumnezeu și El să ne învețe. Să ne deschidem inima. Există riscul să nu mă suportați pe mine ca om, ca individ. Poate v-am greșit vreodată sau poate vi s-a părut că am greșit. Sau, sau, sau. Și nu mai primiți cuvântul de predică. Eu nu cred că există un om mai nefericit decât să fie membru într-o biserică unde nu-l suportă pe pastor, pe predicatorul principal. Ce șanse are, mai are omul ăla să fie învățat? Niciuna. Pentru că orice ar predica nu predică bine, pentru că nu-l suportă pe predicator. Și ce iese din gură nu-i bun. O frustrare mai mare ca omul ăla nu are nimeni. Ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, disciplina poftelor, înfrânarea poftelor, sunt pofte de toate felurile, nu doar de natură senzuală. Sunt pofte de mâncare nelimitată și asta se numește îmbuibare și-i păcat. Sunt, e poftă de alcool, e poftă de pornografie, e poftă de scandal, e poftă de țigări, e poftă, poftele sunt de o grămadă de feluri, cine le știe numărul? Înfrânarea poftelor, asta e o disciplină. Să pui piciorul pe frână este o înfrânare, este o încetinire, este o oprire, este o reducere a vitezei, o reducere a intensității deplasării. Disciplina angajamentelor. Să nu jurați deloc, să nu vă luați angajamente sub jurământ. Scriptura spune să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Cine a făcut un astfel de angajament? Disciplina angajamentelor. Vă aduceți aminte de un exemplu? Ioan Marcu. Ioan Marcu cu Barnaba și Pavel s-a angajat să meargă în misiune. A spus el, mă angajez să merg cu voi în misiune. Și a mers câteva zile, n-a fost ceea ce el s-a așteptat, a renunțat la angajamentul pe care l-a făcut și Scriptura spune că omul care nu se ține de cuvânt n-are minte. Disciplina angajamentelor, ține-te de cuvânt pe cât posibil. Pe cât posibil, fă eforturi supraomenești. Să te ții de cuvânt. Dacă nu te poți ține de cuvânt, încearcă măcar să te dezlegi. Du-te la omul căruia i-ai promis și spune-i, te rog, dezleagă-mă, că n-am cum, n-am cum, să. N -am, nu pot. Iartă-mă, te rog, dar nu pot, dezleagă-mă. Fumă liber, că nu mai pot. Mi se topesc coasele în mine de rușine față de tine. Probabil că sunt excepții în viața noastră când nu am făcut așa, dar ca și regulă, dincolo de accidente ca și regulă, ar trebui să fim niște oameni care ne ținem de angajamentele pe care le-am făcut. Nu vremea, nu intimidările, nu manipularea, nu timpul probabil hotărăște dacă ne ținem de cuvânt sau nu. Disciplina angajamentelor. Disciplina încrederii. Oricine cere capătă, oricine caută găsește, oricine bate ei se va deschide. Disciplina încrederii. Dacă Dumnezeu ți-a promis Că dacă faci așa, se va întâmpla așa, trebuie să faci cu încrederea că se va întâmpla. Dacă nu ai încredere să faci, trebuie să te disciplinezi, pentru că nu crezi în Dumnezeu. Dacă eu mă înțeleg cu dumneata mâine să ne întâlnim la ora 5, dumneata la ora 5 vei fi acolo pentru că ai încredere în cuvântul meu. Și eu sunt doar un muritor, un om. Și Dumnezeu spune, bate că-ți deschizi și nu mai ai încredere în el. Mai mult încredere ai în mine decât în Dumnezeu și te crezi un om credincios. Asta e credință? Nu. Asta e definiția neîncrederii. Disciplina evangelizării. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl, vor mă, îl voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să facem lucrul acesta spre folosul nostru. Pentru că există o consecință. Disciplina slujirii. Și oricine va da numai un pahar de apă. Oricine va da numai un pahar de apă trebuie să-L slujim pe Domnul. Este nevoie de ușieri. Este nevoie de ușieri. Este nevoie de învățători. Avem 30 de învățători noi pe listă. Este nevoie de oameni care, lucrând în domeniu tehnic, pot fi compatibili pentru lucrarea la sistemul audio-video. Este nevoie de lucrători. Este nevoie de slujitori în multe domenii, darurile sunt diferite. Este Nevoie și pentru că e nevoie trebuie să ne disciplinăm să răspundem nevoii. Confortul este împotriva disciplinei, iar disciplina risipește confortul. Vreau să închei, frați și surori, uitându-mă la dumneavoastră și la mine, sau la mine și la dumneavoastră și spunându-vă în încheiere înainte de rugăciune următoarele cuvinte. Dumnezeu ne face harul învățării liniștite ca să construim neobligați și neconstrânși. Dar dacă nu vom băga de seamă după ce ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu, atunci El ne va mustra. Mustrarea are un gust amar. Dacă nici mustrarea, care e un fel de semipedeapsă, îmi permiteți-mi să dau exemplul ăsta așa, foarte subiectiv, dacă nici mustrarea nu va avea efect asupra noastră, Dumnezeu e pus în situația ori să ne lase să ne pierdem sufletul, ori să vină și să ne pedepsească ca să ne trezească. Și atunci, ca și părintele care vrea binele copilului, îl pedepsește, și Dumnezeu va veni și ne va constrânge printr-o formă de pedeapsă. Și vom rămâne pentru o vreme în foc, în teasc, cu tot felul de necazuri, de nenorociri care se abată asupra noastră. Asta nu înseamnă că orice necaz și nenorocire e o formă de pedeapsă. Nici vorba de așa ceva. În această seară, oamenii lui Dumnezeu, unde sunteți de la 1 la 10 cu disciplina personală? Cel puțin în exemplele pe care le-am oferit drept exemplu. În timpul de rugăciune care va urma, nu față de mine, că eu sunt un rob ca dumneata, ci în fața stăpânului gândește-te. Ești o persoană care ți-ai format o conștiință de un credincios sau există doar un om religios în spatele că căruia există o grămadă de gunoi ascuns? Fii sincer. Stai în fața lui Dumnezeu și fă ce vrei, dar un lucru e clar, disciplina e de trei feluri. Și dacă nu vrei să înțelegi de prima, va veni a doua, nu scapi. Și dacă nu vrei să înțelegi nici de a doua, urmează a treia. Te chem în seara asta să-ți îmblânzești inima, să-ți deschizi sufletul și să-L lași pe Dumnezeu să-ți lumineze conștiința și de bună voie, cu bucurie, din dragoste, în numele Domnului, să-L urmezi pe Domnul și să-L slujești pe Domnul. Vă chem să ne ridicăm și împreună să ne rugăm frați și surori. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din nimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!